Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Și mulțumesc tare mult că ai spus da invitației mele, Voicu. Cum să nu? Iar prima întrebare este: pe cine admiri cel mai mult și de ce? Da, întrebare de început. Dificilă, da, de început. De încălzire. De încălzire, da. În decursul vieții, cred că am urmărit persoane diferite sau am admirat persoane diferite. Da. Și în funcție de fiecare stadiu din viață, probabil ai alte persoane. Cu siguranță. Da. A fost ceva care le-a, nu știu, ținut în comun totuși, în tot firul ăsta? O trăsătură care a rămas în comun la toate persoanele? Da, a fost. În general, a fost componenta antreprenorială. Deci, cred că componenta antreprenorială e cea care m-a făcut să și fac acest business, acest pas în zona de business. Iar pe zona de antreprenoriat, îl admir pe Elon Musk. Da. Și, nu știu cât știți, dar prima sau a doua mașină electrică din România a fost cea achiziționată de mine. Deci aveam probleme chiar în... Adică nu-l admir doar la stadiu de admirare, așa, ipotetic, okay, sau să citesc cărțile, sau să... Ci pentru ideile care le are și cum a creat un disruption în piață, într-o piață incredibilă. Deci, Elon Musk, da, ar fi în această perioadă. Anterior a fost și Steve Jobs. Și Steve Jobs. Așa, o mică istorioară. Noi am fost prima firmă care a dus iPhone-ul în România decodat. Și l-am prezentat la SIAB în București. Ok. Și era o coadă incredibilă la noi la stand, pentru că nimeni nu mai văzuse iPhone care să meargă în rețeaua Orange sau Connex pe vremea respectivă. Deci era... A fost un wow și cred că atunci a fost acel prim moment în care firmele din București au început să se întrebe oare ce se întâmplă, oare de unde care-i vin treaba? Băieții ăștia. Da, de unde vin băieții ăștia. Și evident asta nu s-a lăsat fără și o tentativă de proces cu Apple, okay, la acea vreme și având în vedere că eram tânăr și neliniștit, cum se zice, ne-au trimis somații peste somații și la un moment dat am zis, wow, asta e chiar o chestie interesantă. Ce ar fi să pozăm în micul David în fața lui Goliat? Dar până la urmă s-au potolit. Deci lucrurile au intrat într-un normal. E drept că n-am mai vândut, adică am vândut câteva mii probabil de telefoane. Poate chiar sute, dacă ar fi să fiu mai aproape de adevăr, care ulterior a fost un business care s-a stins pentru noi, dar a fost un start având în vedere... Un boost de imagine. Da, poate, de un boost de imagine, să zicem. Da. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să numim? În ultimii ani... Au fost, dacă ar fi să iau ultima perioadă, am început să... Am reluat sportul acum circa 7-8 ani și am început cu triatlon, Ironman. Wow. Half Ironman, am până la urmă 7 Ironman-uri la care am participat, 2 half și restul full. Am terminat 4 din cele full Ironman în câteva destinații care mie mi-au plăcut, în Franța, în Italia, Suedia și Danemarca. Europa, ok. Europa plus Elveția. Deci mi-am dezvoltat acest exercițiu de voință, i-aș spune, mai degrabă decât de anduranță. Da. Care a schimbat ceva, să spun. A schimbat ceva. În regulă. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau un concept, care ar fi acela? Cum le spun și studenților la care predau antreprenoriatul la Universitatea Tehnică din Cluj, mai predau și la Universitatea Babeș-Bolyai câte ceva și da, dacă ar fi să-i învăț un singur lucru, ar fi să încerce. Și dacă ar fi să cadă, să cadă în față, să se ridice. Cât de repede. Asta e da mai departe. Da. Ok. Care e una din investițiile tale care a dat roade?
sunt destul de multe investiții. Depinde ce înțelegem prin a da roade. Cred că putem diseca treaba asta. Uh-huh. Până la urmă, business-ul care l-am creat în 22 de ani de funcționare este cel care a dat roade cel mai mult. Doar că dacă ar fi să ne întoarcem puțin istoric, primul business care l-am făcut a fost un business în care am deschis câteva săli de fitness în România. Uh-huh. Și este probabil primul business din care eu mi-am făcut un exit, ca să zic așa. Okay. Și în care am trecut prin tot ciclu. Am avut un partener în care eram jumătate-jumătate în business. Și la un anumit moment l-am cumpărat, i-am cumpărat acțiunile. Am operat business-ul 10-15 ani, care a ajuns la un moment dat la 3 săli de fitness, în Cluj, 2 în Cluj și 1 în București, înainte de isteria care e acum, World Class și altele. Toate brandurile astea. Da, toate brandurile noi. Și la un anumit moment am vândut business-ul către un manager local. Deci am făcut un management buyout, ca să zic. Asta este un business care poate, nu ca valoare, dar sentimental sunt foarte legat de el. Am pentru că a fost primul meu business. Primul business. Da. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu-l consideri nebunesc? Cred că fiecare om e cu nebuniile lui, ca să zic așa. Deci e greu să generalizezi. De regulă nu sunt pe zona de a generaliza lucruri. Nebunesc este tot legat de a face primul pas. În orice. De a face primul pas într-o investiție, poate într-o relație, poate în... Acel lucru este de cele mai multe ori oprește pe oameni să facă ceva și se zice că avem la dispoziție sub 5 secunde ca să ne decidem să facem acel pas. Când un vorbitor este pe scenă și zice, ok, cine vrea să ia cuvântul? Avem la dispoziție câteva secunde să ne decidem, pentru că de cele mai multe ori mintea ne joacă feste și ne spune, ok, nu vorbi sau stai sau te faci de rușine. Și acel lucru care cred că e nebunesc, ăsta ar fi. Da. Să faci lucru care îți vine. Să te duci în concret. Exact, să te duci în concret, să faci acel pas. Da. Că e vorba de un business, că e vorba de o relație, că e vorba de a ieși în public, de a face acel lucru. Și a vedea ce se întâmplă. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Afiș văzut de tot globul. Wow. Da. În primul rând aș pune ceva descriptiv, aș pune o imagine. Și cred că aș pune dragoste, love. Și se referă la ce iubim în viață, atât ca persoane, cât și ce ne implicăm și lucrurile care trebuie făcute în viață sau care contează. Eu cred contează da, în da. Viață sunt cele în care credem. Că e vorba de o relație, că e vorba de un business, că e vorba de orice altă... Ce primează cumva. Da, acel elementul primordial. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Mă plimb. Plimbare. Plimbare. Ies, încerc să ies din birou sau încerc să ies din acel cadru. Schimb cadru complet și lucrurile încep să se așeze. Sau când sunt blocat într-o anumită zonă, încerc să o parchez și să revin la ea ulterior într-un alt context. Ori de mediu, ori de anturaj, ori de orice discuție. Un alt context. Da, da. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat?
mai deveni bogat. Cred că ca antreprenor, rolul nostru este de a-i face pe oameni fericiți. Da. Atât în ceea ce privește soluțiile pe care le dăm, ca să le aducă un plus de valoare, cât și oamenii cu care lucrăm. Și de aceea noi suntem de multe ori în situația, noi ca firmă, și am transmis-o la toate nivelele, suntem în situația de a ne concedea clienții care nu ne fac fericiți. Și știu că sună mai greu decât este în realitate. Dacă există clienți care nu ne fac fericiți sau ne fac mizerabili, încercăm să renunțăm la ei. Just. Câteodată e greu, câteodată e mai ușor decât credem, dar o facem. Când e nevoie, e nevoie. Când e nevoie, o facem. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Sunt extraordinar de multe. În funcție, de regulă sunt cel care face cadou cărți în firmă, la zile de naștere sau la evenimente sau... Da. Și de cele mai multe ori încerc să le aleg diferit. De exemplu, ultima carte care am făcut-o cadou este către un coleg care, soția căruia urmează să nască. Este o carte legată de zona de creșterea copilului primul an. Da. Primul an. Sau la ce te aștepți în primul an de sarcină. De fapt, sunt două cărți. Una, ce te aștepți în sarcină, și a doua e primul an după nașterea copilului. O continuare. O continuare, da. Deci cărți legate de nevoia omului în momentul respectiv. Da, mult mai personalizate și legate de nevoie. Nu pot să am o carte care să o dau într-o anumită carte universală. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Acum 5 ani, circa 6 ani, am participat la primul Ironman. Și am avut, înainte de acest lucru, am avut o frică teribilă că ceva mi se poate întâmpla. Fizic. Fizic, da. Fizic. Dar perseverând, pentru că este un exercițiu de anduranță. 4 km de not, 180 de km pe bicicletă, și 42 de alergare, toate în cursul unei zile. Încep la 7 dimineața, de cele mai multe ori, și termin câteodată și la miezul nopții. Am trecut de frica de a mi se întâmpla ceva și de frica de a nu termina acest eveniment. Pentru că am avut un concurs. Era o presiune autoimpusă, de fapt, care... Miză. Da. În mintea noastră funcționează aceste lucruri autoimpuse și am trecut peste ele și mi-am dat seama că acel slogan care există și în Ironman, Anything is Possible, este real și în viața de zi cu zi. Deci Anything is Possible este acel slogan pe care cred că l-aș propune oricui să și-l asume. Da. Și să creadă în el. Să creadă în el. Da. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Primul răspuns care îmi vine este norocului și ghinionului. Și știu că sună ciudat. Știu că sună ciudat, dar noroc, de ce noroc? Pentru că, evident că în viață ne facem singur norocul, dar de multe ori trebuie să ne și creăm. Dar norocul joacă un rol foarte important, având în vedere multitudinea de opțiuni care o avem în viață, este un noroc, de multe ori. Iar eșecurile, cred că n-aș spune ghinionul, deși am zis-o la început, de regulă ne le facem singuri. De cele mai multe ori suntem responsabili și eu mi-asum aceste eșecuri și încerc să învăț din ele și să merg mai departe. Până la urmă, singura consolare a unui antreprenor care are un eșec este că învață ceva din el. Își ia lecțiile de acolo. Își ia lecțiile. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face?
Exact ca la întrebarea anterioară, dacă aș pierde totul, aș lua-o de la zero, aș începe să construiesc, mi-aș găsi pasiunile și mi-aș exploata acele pasiuni ca să fac din ele un business. Cum la rândul meu am început primul meu business, care a fost o sală de sport, la fel mi-am dus zona de meserie, fiind un IT-ist, programator, am dus-o în zona de pasiune și am dus-o în zona de aplicații și în care am crezut și în care cred în continuare. De a dezvolta ceva și aduce plus valoare. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Pentru că la rândul meu am copii, cred că acele mici versiuni mai tinere a mele sunt copiii. Da. Și evident, le dau sfaturi, evident, le dau sfaturi, dar dacă ar fi să concentrez totul într-unul singur, ar fi să-și facă fiecare greșelile lui și să-și învețe lecțiile și să tragă concluziile din lecțiile respective. E evident foarte greu de făcut, pentru că de multe ori ca părinți avem tentația de a ne duce copiii de mână. A ghida prea mult. A ghida prea mult, dar asta ar fi. Fiecare trebuie să-și învețe lecțiile și să-și facă propriile experiențe în viață. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Muncă și învățare. Learn, learn, learn. Era un citat care l-aveam pe vremea comunismului, dacă țin bine minte. Mi-a rămas întipărit de atunci în minte. Cred că procesul de învățare este continuu și despre asta de aici începe. De aici începe tot. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Nu mă gândesc niciodată la cineva când aud succes. Pentru că succes este ceva ce este un cuvânt, i-aș putea spune, sau o ștampilă care ne opun alții sau opun alții neștiind tot contextul. Cred un shortcut. Da, i-a zice, nu neapărat un shortcut, este acel cuvânt care cumva ne caracterizează foarte sumar în fața altora, dar, cum se spune, ca să escaladezi un munte, trebuie să urci, dar trebuie să și cobori. Și de cele mai multe ori, succesul este doar zona în care ajungem în vârf. Și așa e de cele mai multe ori caracteristica. Dar partea de a te întoarce la bază este partea care de cele mai multe ori contează, pentru că ajunge doar în vârf este un succes pe jumătate. Pe jumătate. Deși percepția este că este un succes total. Pentru alții, total. Da. De acord, de acord. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebi? Cât de greu ți este? Cred că e întrebarea care lipsește de cele mai multe ori. Și care sunt pașii care ai făcut ca să, sau eșecurile, ca să ajungi unde ai ajuns. Că e vorba de viața sportivă, că e vorba de viața de familie, că e vorba de business. Cred că sunt întrebări care lipsesc de cele mai multe ori. Și cât de greu ți-a fost este... Pentru că nu totul e foarte ușor în viață. Eu îți mulțumesc. E gata, Voicu. Mulțumesc și eu. Super. Super.